Deci, pentru măsculițe vom avea nevoie de amidon. Am luat amidon de porumb. O lingură de masă. Aici avem o lingură de masă de amidon de porumb. Vom avea nevoie de un ou, îl vedeți aici, și o capsulă de vitamina E. Așa. Dați să dizolvăm amidonul în apă fierbinte. Adăugăm la o lingură de amidon, adăugăm cam atâta apă și amestecăm bine, bine, mai adăugăm un pic, amidonul să se dizolve, uite cam așa, așa. O dizolvăm bine, bine, bine. Amidonul are un efect de calmare, anticuperozic, antiinflamator. Iată, s-a primit așa un amestec de amidon. Vom adăuga amidon în jumătate. Jumătate în albuș, jumătate în călbenuș. Iată așa. Și galbenuș. Voi adăuga vitamina E, o capsulă pentru măsculița cu albuș și altă capsulă pentru măsculița gălbenuș. Așa. Și amestecăm bine, 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 bine. Vă salut, dragile mele, și nu numai, vreau să salut toți abonații canalului meu și vreau să vă zic că sunt foarte, foarte obosită, atâtea călătorii, atâtea vizite în Canada, căci vă sfătui când sunteți obosite, când nu mai aveți vlagă, să folosiți, nici nu pot vorbi, să folosiți pentru vigoare măsculițele diferențiate. O să-mi aplic o mască pentru tenul meu sensibil, pentru tenul meu obosit, un pic cuperozic, un pic plimbări, căci am fost în Toronto la acvarium, am fost la Niagara, am văzut și drumul e lung, drumul e obositor, dar se merită să călătorim. Mi-am pregătit aici o mască, ați văzut cum se prepară masca din albuș, amidon și vitamina E pentru tot tenul. Deci când suntem obosiți, tenul e flax, gravitația, sub acțiunea gravitațională, mușchii se lasă în jos, vasele sanguine se dilată, porii se dilată, chiar că simțim așa o lipsă de vitalitate și de aceea am ales această mască tonizantă, această mască de lifting, care se aplică foarte, foarte plăcut. E chiar că e plăcut. Aplicăm pe toată fața, aplicăm zona T mai ales, unde porii sunt mai dilatați, aplicăm ovalul feței. Această mască o vom aplica o strat după strat. Între timp, am pregătit și masca pentru locurile mai sensibile. Mască din, să nu cadă jos, mască din gălbenuș, la fel cu amidon și cu vitamina E. Și voi aplica, la fel, strat după strat, pentru
а ne hrăni zona în jurul ochilor pentru o vitalitate și o acțiune antioxidantă. Gălbenușul conține lecitină care construiește celula, construiește epidermisul, îl revigorează, lecitina care regenerează, lecitina care emoliază și are un efect de hrănire. Dar zona ochilor și a decolteului este foarte, foarte sensibilă, este foarte delicată și chiar că merită și să ne luăm timp pentru a aplica măști diferențiate. Este foarte, foarte plăcut chiar să aplici așa o măsculiță. Masca aceasta puteți o țineți până la jumătate de oră, 30-40 de minute, să vă odihniți pentru a ne revigora tot organismul. Vai, ce plăcută! Nu nimic dacă se întinde, nu nimic dacă cade pe... Iată, cam așa. După ce am aplicat un strat, mai aplicăm un strat. Pentru femeile care au o piele mai cuperozică, mai sensibilă, o să vă las link-ul la măștile anticuperozice. Pentru cei care iubesc să călătorească și sunt interesați pe unde am călătorit eu în Canada, la fel vă las link-urile în descriere. Și chiar să-mi scrieți și voi în comentarii dacă atunci când sunteți obosite și să încercați această mască și să vedeți efectul ei miraculos. Să știți că vă iubesc, să știți că vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru generozitatea voastră, că mă susțineți, că vă doriți să urmăriți și să primiți notificări. Da, printre altele, pentru a primi notificări, activați clopoțelul. Mă puteți urmări pe Facebook, pe pagina mea de Facebook, Frumusețea Vârstei Elegante, pe Adna Clasnică și pe Instagram. Eu vă zic la revedere, iubiți-vă și să ne vedem pe curând!